Întrebarea mea este una firească și către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și către Casa Națională pentru Asigurări Sociale. Nu putea fi prevăzută această situație. Trebuia să așteptăm, să vedem că societatea discută că am comis o scăpare, după care să intervenim și să ne gândim cum rezolvăm această problemă foarte rapid, și a trebuit să fac lucrul acesta eu împreună cu colegii. Cel puțin eu cred că trebuie să meditați asupra acestui lucru și atunci când venim cu un proiect de lege să vedem care sunt consecințele, și în cazul când vedem că potențial putem avea și scăpări, trebuie nemijlocit să prevedem acest lucru și să eliminăm aceste scăpări înainte de a fi aprobat acest proiect de lege. Pentru că unul din obiectivele care mi l-am propus eu împreună cu dumneavoastră a fost dreptatea socială. Iată că trebuie să spunem că este inadmisibil ca drepturile sociale să fie diminuate nici măcar cu un leu. Atât mai mult că costurile nu reprezintă o sumă atât de impunătoare.